Stimați chișinăieni, vă salutăm aici de la Ciocana. În spate avem întreprindere care asigură cu căldură municipiul Chișinău. Unul din obiectivele, prioritățile noastre a socialiștilor, care o propunem pentru chișinăieni, este o nouă abordare în ceea ce ține de procurarea gazului pentru necesitățile municipiului Chișinău. Noi considerăm că există posibilitate, chiar în condițiile când la guvernare, la nivel național, este gruparea PAS, să obținem tarife mai joase pentru municipiul Chișinău. Cum este posibil acest lucru? Cu detalii va veni candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Chișinău, domnul Adrian Albu. Da, mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, stimați cetățenii ai orașului Chișinău. Deci, uitați-vă, pachetul energetic 3, de fapt, ne permite anumite priorități. Noi avem posibilitatea, la nivel de municipiu, să fondăm o întreprindere municipală care să negocieze și să furnizeze aceste gaze naturale la un preț mult mai bun. Dumneavoastră cunoașteți că noi, ca Partidul Socialiștilor, care avem relații bune atât în estul cât și în vest, avem diferite discuții cu furnizori și producători de gaze. De aceea noi considerăm că această soluție este una foarte binevenită, care este în folosul cetățenilor și de care vor profita nu doar locuitorii ca furnizori finali, dar și agenții economici, care vor avea posibilitatea să procure un gaz mult mai ieftin, iar gazul la rândul său, desigur că atrage ieftinirea și a energiei electrice și a energiei termice. Am văzut, spre regretul nostru, că anumite partide spun că acest lucru este imposibil. Regretăm că acești așa numiți politicieni nu au viziune și nici măcar nu citesc legislația Republicii Moldova. Vă aducem la cunoștință, domnilor reprezentanța acestor partide, unul la mână, din 2016 piața gazelor și energiei electrice este deja liberă, iar legea 108, articolul 85, declară expres că furnizorii cetățenii care sunt primitorii non-casnici, cu ei se discută contractele separat și prețul poate fi negociat. Din acest considerent, vă rog, nu induceți lumea în eroare, din contra, luați această idee și pentru dumneavoastră și de fiecare dată când căutați soluții de a ieftini, de a ajuta cetățenii sau orășenii Chișinăul, orășenii noștri, a municipiului per integru, veniți cu soluții care real le vor ieftini viața, le va aduce prețuri mai ieftine pentru gaze, pentru electricitate și pentru energie termică. Deoarece, cum am repetat iarăși, gazul ieftin ne oferă un șir de alte ieftiniri în lanț, de la energie termică până la produse și multe, multe alte posibilități. De aceea, stimați cetățeni, vă invităm să consultați programul nostru, să citiți acele priorități care le avem și, desigur, să votați echipa socialiștilor Steluța și Adrian Albu, deoarece noi știm cum trebuie și cum putem face mai bine. Vă mulțumim mult și o zi frumoasă! Sănătate! Și căldură. Și căldură. Mai ieftină.